Vă salut, boșilor, bine v-am găsit la un nou clip de Made in 2 Euro, serverul Tiger Ghost de aceasta. Eu sunt Taker, vă urs o vizionare cât mai bună. Băi, am pentru voi un cont mega blană la prezentare. E vorba de un war de nivel 105 și multă lume îmi scrie că, bă, Taker, vreau conturi de nivel 105. Așa mai de buget spre mediu, știi ce zic? De ce nivelul 105? Pentru că la nivelul 105, tu dacă faci dragonul, ai șansă la bombă de yang. Din nou, la aproape toți bossii, la Jotun din nou ai șansă la bombă de yang, dar la mi se pare că era la orice level. Deci în principal pentru dragon și pentru dropul în beta la absolut toate metinele. Ei bine, am să vă aduc un cont de nivel 105, fraților. Un cont de level 105 cu alchimie destul de decentă, aș putea să spun. Deci avem diamant opac full cu atac magic. Aici este un minus, că ar fi trebuit apărare magică având în vedere contul e aură, dar nu mai contează. Rubinul clar full PvP. Jadul max PV absorție regenerare. Safirul dublu sura și shaman, strălucitoare ambele. Granatul full și Onyxul perfect full. La partea de alchimie, bă, nu mai avem mai nimic pe aici, deci din ce se vede chiar nimic, nu mai avem nici măcar pet, deci e cam gaură. Văd aici că avem un pet de nivel 81 cu berserker, obstrucție și vânător. Hai să vedem și ce tip este. Un tip 5, foarte ok, 9, 14, 12. Mai avem un triton pentru PvP. Cercei Smaralds plus opă, ne interesează foarte mult, mă rog, pe mine mă interesează cel mai mult accesorile. În primul rând, ca să-mi dau seama de ce damage ar putea să dea contul ăsta, pentru că o să fie un damage, bă, din punctul meu de vedere, clean, total. Pentru că nu o să avem pet, nu o să avem amuletă, nu o să avem site-uri, nu o să avem rowan, nu o să avem absolut nimic care să ne buseze damage-ul. Mai văd aici un colier cu 7 metine, brățară, ia uite și brățară foarte frumoasă, 2 KPV, 10 foc, 20 animale, 10 diavol, 15 vânt, 25 atac, superbă, titan plus 8 cu imun și 10 semi și 20 diavol, bă, fain. Coiful ăsta are 40 atac, talisman de gheață plus 10, glaiva zodiac 37 medie, down, le cresc la punctul mai mici de rang și 7 metine, super ok. Șarfă de 24, bă, contul este destul de tare, deci din ce văd pe aici, chiar mi se pare destul de forță. Hai să mergem în nefrit ca să-i testăm adevărata valoare. Ia să vedem ce avem și prin depozit, mai avem niște dinți de oricare, nu s-au vândut, niște oase deget care nu mai sunt șanse să se vândă. Văd aici că au băgat și cutiile cu pui, fraților, deci puteți să intrați să vă luați. 29 de monede de dragon. În rest, nu prea mai avem nimic. Bun. Bă, cred că am artat aproape tot. Mai sunt câteva iteme pe aici, cum ar fi armura asta cu sabie, un set de foc, un set de fulger, abano 10 semi, colt cu 10 semi, dar nimic super, super wow, fraților. Setul de iteme principal este acesta, pe care tocmai l-ați văzut și e șarfa asta. Bă, îmi place, deci sincer, 24%, nu știu, mie mi se pare un cont pe care dacă îl iei să farmezi, îi dau nota 10 din 10, sincer. Deci să farmezi în beta, să faci dragoni cu contul ăsta, să mai farmezi în fermecată, mi se pare 10 din 10, nu prea ai ce să-i cer mai mult. Într-adevăr, biologul parcă era destul de slăbuț, biologul este la piatra de la sufletul, de la asta cu demon, deci stai mă. Da, a adus suvenirile și după aia trebuie să înceapă globurile. Deci la partea de biolog stă foarte, foarte slăbuț, dar asta până la urmă îl faci cu timpul, nu este o chestie pe care să zici că nu se poate rezolva până la urmă. Bun, hai să vedem cum stă situația. Bă, avem mistreț, ok. Hai să vedem, bă, în regele crab de 18k? Wow, băi, super damage-ul. Fraților, regele crab, după cum știți, este cel mai, sau printre cei mai grei boși din beta și contul ăsta dă 18-19k fără can, fără medalie. Deci numai canul și medalia, fraților, ar fi dus damage-ul la un 26-27 spre 30k, aș putea să spun, pentru că ți-ar crește damage-ul considerabil. Uite, cu fără întunericul aici, am văzut că nici nu prea mai avem mânușă, ce-i drept, din câte am înțeles, nu prea s-a mai jucat pe cont și
Bă, oarecum câteodată e de înțeles. Uite că avem și homarul aici, 19K instant. Deci câteodată chiar e de înțeles. Intervin alte lucruri în viața personală și poate nu-ți mai ai destul de mult timp. Și ca să nu putrezească contul, oamenii îl dau la alții, după aia își mai cumpără ei alte conturi, mai schimbă caracterele, mai fac alte lucruri, din punctul meu de vedere, normale. Bă, mai avem și armura asta, mamă. Plus 8? Stai mă, că acum o văd. Armura de 104 plus 8. Asta ar merge făcută plus 9 și evoluată după aia în de-aia cu mob la nivelul 105. Am uitat să vă arăt papucii de foc, fraților, care sunt plus 6 cu 2 KPV 5 critică. Băi, și în mare parte, cred că cam ăsta este contul. Uite că avem găsit și un metin să vă arăt și damage-ul în metine, pentru că mi-ar fi fost păcat și rușine să nu vă arăt damage-ul contului ăsta în metine. Deci, damage-ul, fraților, fără medalie, fără absolut nimic, este de 19K. La 19K, fără medalie, eu zic că pur și simplu este o performanță. Chiar e o performanță, mi se pare destul de ok, nu avem cavaler nici pe coif, nici pe armură ca să beneficiem de bonusul de 5% mob și 1500 PV, dar cam aia e. Bun, vă uite că ne-am luat și un colier pe arată. Bun, fraților, bă, cam asta e cu contul, dacă sunteți interesați, mesaj în privat pe Instagram, shop-ul making2ro, unde găsiți conturi peste conturi la vânzare. Vă pup! Bun, bă, băieți, am revenit pe warul nostru de nivel 49. Bă, voia vreau să rectific un mic amănunt pe care l-am văzut că multă lume l-a scris în clipul la trecută. Bă, că ai nu știu ce alchimie, că de asta nu mor, că nu știu ce, cu 45 foc, riscul legendară. Bă, fraților, sincer să fiu cu voi, v-aș fi dat dreptate. Da. Mie nu mi se pare că contul ăsta, mă, e rupe așa. Adică, înțeleg, alchimia ca alchimia. Bă, dar restul... cum de am ieșit de eveniment aici? Bă, dar restul ce avem aici... Deci, alchimia asta la ce mă ajută? Mă ajută că îmi dă 16 dexteritate. Ok. Asta zic că ar fi singurul lucru care pe mine mă ajută pe partea de restat, 16 dexteritate. Că rest nu mă ajută absolut nimic aici. La Jad nu poți să zici că am absorție PV. Deci zicea cineva la un moment dat că bă, Tigre, tu ai absorție PV, de asta nu te scad mobii, că nu știu ce, cu 45 foc. Doar Rubinul clar mă ajută, dar rezistența aia la medie să știți că nu este cine știe ce față de apărare, chiar nu se simte mare lucru. Absorția PV. Iarăși, bă, nu am, m-am și uitat după aia pe, cum îi spune? M-am și uitat după aia pe cont să văd, bă, poate eu avea eu absorție, poate nu știu ce. Bă, fraților, nu avem absorție PV pe niciun item, pe nicio alchimie, pur și simplu asta e treaba. Deci, terminat duelul profeților. Așa, bun. Am luat setul ăsta de tarot. Deci, nu știu ce aș putea eu să vă zic. Aici, iarăși, la Onyx ăsta strălucitor o să mă ajute corporalul ăsta în plus și vitalitatea plus 12. Dar nu văd mare lucru, nici măcar nu am extraordinar de mult PV. Bine, de fapt, stai mă, că PV avem 21K. Este destul de mult. Într-adevăr, pe partea de PV. Dar, bă, nu știu ce să zic. Nu mi se pare... Nu mi se pare ceva... wow, partea de alchimie, ca să zici că cu alchimia asta rezist în serie 3 cu 45 foc. Pentru mine, fraților, în momentul de față, mi se pare singurul mod în care să zic că, bă, rezist. Deci singura chestie prin care rezist eu în momentul de față, mi se pare damage-ul care este puțin peste medie, în sensul în care critica, fraților, vedeți și voi că este de 10K și cum ajunge un păianjen lângă mine este bătut și eu de asta cred că rezistă contul atât de bine. Altfel, nu cred. Nu cred că ar fi fost ceva notabil. Chiar nu cred că ar fi fost ceva notabil. Pentru că, după cum se poate vedea, fraților, eu îmi iau damage câte 200 de la fiecare mob. Și dacă nu i-aș fi bătut așa de repede, eu zic că situația ar fi fost alta. Chiar ar fi fost alta. Dar până una alta, vreau să le facem pe toate. Pentru că, bă, nu prea mai farmați. Oamenii parcă m-au mai vrut content cu contul ăsta. Am văzut, fraților, foarte multe like-uri.
Vă mulțumesc super, super mult. Am văzut like-urile și pentru serverul Dracon și o să mă rebag pe o serie acolo. Asta e clar. O să fie o serie, nu vreau să zic interesantă sau să o ridic în slăv de acum, pentru că adevărul este că nu am nicio idee despre cum o să fie seria. Doar că eu vreau să o fac cât mai mișto, să continui ce am început pe serverul acela și poate să mai aduc playeri în continuare în breazlă și așa mai departe. Poate găsesc persoane care vor să facem meleu și cine știe, poate chiar să-l reușim. Este un server greu și n-ar trebui să mă bag din prima pe treabă. Aș vrea să mai găsesc 2-3 băieți cu care să mă apuc. Dar și dacă nu o să fie, fraților, ce am zis, am zis, seria o să continue, o să fie ceva fain. Pentru că s-au făcut like-urile, am văzut că multă lume își dorește să revadă serverul ăla. Mă bucură treaba asta oarecum, că nu a murit, să zic așa, serverul, chit că nu mai știu alți youtuberi care să fi jucat acolo sau măcar să fi dat o șansă serverului, pentru că multă lume s-a apucat pe regiunea de vest, unde iarăși nu am mai auzit nimic, pentru că, după cum știți și voi, fraților, cred că s-a jucat lumea foarte puțin, cred că o săptămână, două săptămâni maxim, și după aia s-a lăsat și n-a fost combinația fatală, ca să zic așa. Dar eu am și cont de farmat la evenimente, aș putea să fac warul la level 55 pe care l-am, să fie pentru SD3, să mai intru la evenimente, să fac sura un nivel 90, să-mi farmez niște mânuși singur, ar fi ceva destul de fain, nu știu, părerea mea. Dar o să vedem ceva urmașe cu serverul Dracon. Până una alta, după cum vedeți, fraților, cred că am stat maxim 5 minute până în momentul de față și aproape am terminat toate seturile de tarot, deci contul ăsta chiar își face treaba. Nici nu prea folosim foarte multe mantii, cred că am folosit aproximativ 20, să zic, maxim. Mă bucur, chiar mă bucură faptul că am un cont așa de bun. Cam monede ieri am făcut 20, m-am uitat și eu acum, fraților, deci cred că odată la 3 zile aproximativ faci un auriu. Nu știu dacă o să reușim să scoatem 30 de monede pe clipul de azi, dar ar fi chiar bine, pentru că ne-a mai crește bugetul destul de mult, adică, bine, nu neapărat destul de mult, dar dacă să zicem că ar fi o serie de 0 donații sau nu am vrea să băgăm bani, fraților, evenimentul ăsta, dacă ai mai multe conturi, este super, super wow. Și nu uitați, pentru cei care vreți să vă apucați să farmați la evenimentul ăsta, bă, și nu aveți un cont cum trebuie, am eu o platformă cu 11 oari pe Tiger Ghost. Așadar, asta înseamnă 55 de conturi. Deci 55 de conturi, fraților, pe care poți să faci misiunea asta. Eu zic că o să fie forță pentru cine vrea, o să-și scoată banii, pentru că o dau la un preț foarte, foarte bun, fraților. După cum știți, cele mai fresh prețuri pe Instagram, shop.made.ro. Dar nu vreau să intru în detalii aici legat de preț, că nu are sens, că după aia o să-mi ziceți în comentarii că, bă, e prea ieftin, că nu știu ce, că nu știu cum, și chiar nu vreau să se ajungă la lucruri de-astea. Când ieftin, e ieftin. Știu că nu există ieftin și bun, dar uite că aici există. Bun. Bă, mai avem încă două. Încă una. Și l-am terminat duelul profeților. Cred că mai mult de 6-7 minute nu ne-a luat. Vedeți, dacă ai un set de foc și mantii, le-ai rupt. Chiar ai rupt normele mai aici. Duelul profeților, hai să vedem. Începem cu prima. O să-i dau un 6. Bun. După care îi dau un 0. După care îi dau și eu un 7 ca băiatul. Ar merge și un 3 acum. A, uite că l-am luat și cu 3-ul. Îi dau și un 5. A, numărul identic, ok. Îi dau un 8 acum. L-am luat. Și cred că s-ar putea să facem bine. Ah, ia uite, bă, când mi-a dat un 5 ceva. Ia uite, mă, bun, bun, bun. Și acum mai avem un 1, dar nu are cum să aibă el 0. Nu credeam, nici eu. Și am luat 7 monede de profet. Fraților, în caz că nu știți cum se calculează monedele astea profet, băi, treaba stă super, super simplu. Deci, după cum vedeți, eu am... De fapt, vă arăt imediat, fraților.
Am avut 5 puncte pentru că l-am bătut de 5 ori. O să încep iar cu 7 pentru că am văzut că este o strategie destul de interesantă. După care o să-i dau un 0. O să-i dau un 6. Sau nu, hai că dau 5. Uite că a fost, a fost destul de bine. Și dau un 4. Ia uite-l, superb. După care îi dau un 6 aici. Ah, mă, nu-mi vine să cred, nu mă așteptam la asta. Numărul mai mic. Acum ar trebui să-i dau un 3. 8. Ultima. Mama, am jucat-o. De fapt, nici măcar n-am putut să zic că am jucat-o cumva prost sau neprost. Uite, deci dacă... Uite că am câștigat-o, fraților, să câștig 6 monede de profet. Pentru că eu am avut scorul de 5, el a avut scorul de 4. Deci, practic, 5 plus 1. Plus diferența dintre punctajul meu și punctajul calculatorului. Asta a fost treaba aici. Acum hai să vreau să încerc o chestie, vreau să le iau pe toate fraților în sens invers, nu știu dacă o să meargă. Chiar nu știu dacă o să meargă. Ia uite, până acum văd că avem 3-0, dar trebuie să ia uite 3 la 1. Ce mai avem pe aici? 4 la 1, nu este rău. 4 la 2 și acum aveți și acum cred că m-am luat de tot. 4 la 3. Și uite că l-am luat cu 1. Bă, nu-mi vine să cred. Fraților, l-am bătut și le-am luat pe toate așa. Bă, oare mai merge odată oare asta? Oare mai merge tactica asta odată? Hai că încep din nou iarăși cu 8. Bun, am luat 8. Hai mă, mai încerc o dată tactica asta. 2. Dar nu, acum o să-i dau 1 și 0. Nu, hai că dau 1 și 4. Bun. 6. Super bine. Dau un 2. Dar un 5. Acum eu nu cred că o să mă poată să ia 5-ul ăsta. Aoleu, mi-a luat 5-ul, nu-mi vine să cred. Dar am câștigat cu 3-ul. Și, mamă, ia uite-l aici. Am văzut, vrea să ne batem puțin. Vrea să dăm pe partea de PVP. Vrea să ne batem. A vrut să ne batem. Ok. Bă, avem 45 de monede. Deci, deja super bine până în momentul de față. Și asta ar fi ultima. Pe care cred că o să încep cu ceva mic. Deci o să încep cu ceva mic și după aia un ceva mare. După care o să îi dau un 4, ceva mediu. Ok. Un 7. Bun. Un 6. Superb. Un 3. Ah, mamă, ce mă enervează când... Dar la 5 ăsta nu poate să fac nimic. E ok. Îi dau un 1. Ia uite că l-am luat cu 1. Și dacă mi zic că îl iau și cu 2, e numărul 1. Ah! 9 monede de profet. Bomba bombelor. Băi, a fost aici. 34 de monede pe azi. Stăm super, super bine, fraților. Hai să revenim de pe șamanul nostru. Bun, bă, am revenit. Am revenit chiar... Nu pot să zic neapărat forță, dar destul de interesant. Hai să vedem cum stă situația, fraților. Avem 279 de oni, se pare. Și nu cred că mai avem sticlă de negoț. Nu? Nu avem, bă, sticlă de negoț. Hai că punem pauză și revenim. Gata, boșilor, toate bune și frumoase. Hai să vedem dacă putem să facem puțină bișniță pe azi. Mă, nu cred, sincer. Pentru că am văzut că lumea a cam început să cam mărească prețurile, lucru nu tocmai favorabil mie. Dar, na, hai că ne uităm imediat. Uite, avem 29 de pietre luni, bă, am făcut extraordinar de mult. De dioxid de titan, nu mai zic, bă, 36 în total. Deci cred că abia aștept să crească prețul astea. Hai să ne uităm puțin aici, dioxid de titan.
1,7, mamă, cât de ieftin este. Și piatra lunii, 3 ON și 10. Asta e destul de scumpă acum, dar nu aș vrea să mă apuc, nu aș vrea să mă apuc de ea. Și hai să ne uităm la partea care ne interesează pe noi, fraților, și anume alchimia. 10 ON 75, cel mai ieftin diamant mitic, 27 de ON clarul, toate de la Parfi, nu vine să cred, 59 de ON diamantele. Ok, băi, eu nu o să mai dau deloc în alchimie, sincer, deci am ieșitat de mare gaură săptămâna asta trecută, nici nu vreau să mai amintesc. Uite-te și tu, diamant mitic, 140 de ON! Bă, 140 de ON, excelentul! Nu-mi vine să cred și Parfi are de la mine vreo 3-4. Uite, ăsta e full, 650 de ONI. Doamne, ce pomeni! Clarul, 57,5 aici, asta nu mai e pomană. 24 de ONI văd aici la Rubin. După care mă uit la Perfect și văd 136 ăsta. Să zicem că este unde Doamne ajută. 286 strălucitorul, după care urcă în 330. Uite-te și cât de multe strălucitoare sunt. Ce fac băieții ăștia cu atâtea? Că nu vine să cred. Deci, chiar ce ori face cu ele, nimeni nu știe. Sunt curios dacă i s-a vândut rubinul. Ia uite, Bahaos, 440, Parfi, al meu, nu, mai, nici nu l-am mai pus pe piață. Rubinul ăla, excelent. După care ne uităm la Jad aici, să vedem cum stă situația. 6 ani și... nu ar fi rău. 17 ani. Mamă, iarăși, dar de ce e așa de scump clarul aici? 36 de ani, 37, 38, iarăși nu înțeleg. După care strălucitorul văd că este la un preț. Ai mă frate, l-a pus ăsta mai ieftin. Da, dacă l-a pus mai ieftin pe ăsta, las că facem noi o șmecherie și punem și noi la 145, ca băieții. Ăsta e full fulescu. Bun, la excelente nu mai zic nimic, că aici e clar. Deci chiar e clar rău de tot, nu știu ce se întâmplă cu excelentele astea. Safirul, 90 de ONI strălucitorul, excelentul, pardon. Strălucitorul 74 și sunt destul de multe, perfecte 32. După care clarul este 13, opacul 537. Ba, mă, cât de ieftin a ajuns opacul. Opacul atât de ieftin. Hai mă să luăm și noi două. Luăm și noi două pace aici. Ca băieți, să nu zicem că n-am dat deloc azi. Uite că am făcut și noi așa. Un opac și punem și noi la 12,777, ca să zicem că am făcut și noi doi, eu am profit. Bă, fraților, cam atâta pe clipul de azi. Din păcate n-am avut ce bine să facem. Chiar a trebuit să mai aducem noi prețurile, dar aia e. Bă, eu am fost Taker, v-am pupat. Ciao!